Autoturismului marca Volkswagen, care a lovit din spate, a fost testat cu aparatul Alcor Test, rezultatul fiind de 1,24 mg alcool pur în aer expirat. A fost condus la Spitalul Județean de Urgență Reșița pentru a fi recoltate probe biologice de sânge. În continuare efectuăm cercetări și măsurători la fața locului. Da, ne punem toți pe lângă ea, nu reușim să o împingem. Hai să o împingem, da, uite, să aduc și ochii, suntem aici. Să scoatem afară undeva, atunci iau unui taxi ăla. Dacă ne rugăm să ne lasă. Domnul doctor, spuneți-mi ce s-a întâmplat. Am fost solicitați prin 112 pentru un accident cu două mașini în care erau implicate trei victime. Am preluat într-o ambulanță două victime, iar într-una singură șoferul autoturism, care era în stare de ebrietate. Stabil hemodinamic, a fost luat și preluat la urmă pentru investigații și cercetări. Dar să răspăi șoferul de la Buz? De la Buz? A, și de la Passat? Tot în spital?